Donează sânge fierul cuiva. Primăria orașului Năvodari și Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează o nouă acțiune de donare de sânge la Năvodari. O echipă mobilă va fi prezentă sâmbătă 3 august în intervalul orar 8:30-13:30 la Centrul de zi pentru copii și persoane în vârstă din cadrul Direcției Asistență Socială, Strada Sănătății numărul 2, lângă taxe și impozite. La acțiunea de donare sunt așteptați atât locuitorii orașului Năvodari, precum și cei din localitățile învecinate, care doresc să-i ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional. Persoanele care vor efectua o donare completă vor beneficia de zi liberă de la locul de muncă în ziua donării, alocație de hrană sub forma unui card în valoare de 280 de lei, de contarea cheltuielilor de transport în ziua donării pentru cei care au domiciliul în altă localitate. Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cu greutate peste 50 de kilograme, care nu au suferit de hepatită virală de tip B sau C, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet, saharat insulinodependent, boli de inimă, boli autoimune și altele. Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să prezinte adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste că nu suferă de nicio afecțiune care ar contraindica donarea de sânge. Toți donatorii de sânge sunt rugați să prezinte în ziua donării un act de identitate valabil. Persoanele care doresc să doneze sânge sunt rugate să se programeze la numărul de telefon 0786 821 750 de luni până vineri în intervalul orar 9-16.